Moșul vine doar la copiii cu minți? Nu este adevărat. Moș Nicolae vine la oricine are sufletul tânăr. Magazinele sunt aglomerate, păreri, soluții, variante și calcule. Nemții au intrat în febra sărbătorilor. Micile târguri de profil organizate în marile magazine expun variante pentru cadoul lui Moș Nicolae. După bugetul fiecăruia, cumpărăturile se fac până în ultima clipă. Moș Nicolae trebuie să vină, iar pietrenii, nemțenii, încep pregătirile pentru sărbătorile de iarnă. De fapt, venirea lui Moș Nicolae este începutul acestor sărbători, așa că magazinele sunt pline, este agitație, toată lumea se uită și cumpără după bugetul fiecăruia, de fapt după câți bani are în buzunar, așa că cei cu minți, nu mă refer doar la copii, pentru că Moș Nicolae nu vine doar la copii, cei cu minți vor primi cu siguranță vineri seara câte ceva de la moș. Asta doar dacă sunt cu minți. Ne uitam și vreau să vedem pentru copii, pentru prieteni. Cam cum e bugetul anul acesta? Penișor. Pentru copii așa cam ce și-ar dori? Bănuiesc că i-au scris moșului. Cum să nu? Copiii își doresc tablete, își doresc telefoane. Nu mai e ce era odată. Nu mai e, asta e. Ce să facem? Dar totuși tradiția trebuie păstrată și când ne uităm de pentru Crăciun, pentru Brad, să-l împodobim cu ceva nou. În fiecare an să fie ceva nou. Vine Moș Nicolae? Vine! V-ați gândit la ceva? Ei, ne-am gândit. Dulciuri și fructe. Lista e lungă pentru Moș Nicolae? Nu e lungă, că nu-i cu ce. Nu-i cu ce. E greu și pentru tineret că au salarii mici, e greu și pentru pensionari că nu sunt pensiile. Da? Ce buget aveți alocat pentru această sărbătoare, Sfântul Nicolae? Nu știu dacă pot să spun că e alocat, dar pentru Sfântul Nicolae nu merge, nu este. E foarte puțin, hai să zic, până într-o 100 de lei, dar noi. Nici nu e lușa, nu lipsește. Fatalitatea o să-i aducă, nu. Copiii cu minți. Au fost cu minți anul ăsta. Indiferent de posibilitățile financiare ale părinților, copiii își așteaptă cadourile. Cu cât sunt mai voluminoase și mai scumpe, cu atât mai bine. Pretențiile sunt tot mai mari de la un an la altul. Copiii i-au cerut deja moșului, de fapt lui Moș Nicolae, foarte multe. Listele s-au schimbat de la o zi la alta. Fetițele sunt cele mai pretențioase. Păpuși, tot felul de păpuși, de fapt, sunt vedetele din desenele animate. Băieții sunt mai reticenți. Cu ei ar trebui părinții să rezolve destul de repede. Un trenuleț, o mașinuță, dar nu se știe niciodată. Moș Nicolae sau Moș Neculai este un personaj legendar și mitic, care aduce cadouri copiilor în ajunul sărbătorii de Sfântul Nicolae, în seara zilei de 5 decembrie. Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinți din calendarul ortodox, este prăznuit la 6 decembrie. Popularitatea de care el se bucură se datorează în primul rând generozității sale față de cei sărați și nevoiași.